În următoarele 24 de ore, în raioanele din nordul țării sunt posibile ploi. La Brăceni și Soroca vor fi 23 de grade, la Bălți 24, iar la Orhei cu unul mai mult. 26 de grade sunt prognozate la Tiraspol, iar la Leova se așteaptă 27 de grade. La Cumrad și Cahul maxima va ajunge la 28 de grade Celsius. În capitală se vor înregistra 26 de grade, iar noaptea maximele pot atinge 16 grade. În următoarea perioadă vom avea ploi și temperaturi de până la 24 de grade ziua, iar noaptea între 14 și 17. În următoarele 24 de ore, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi variabil, iar pe locuri va ploua. La Madrid se așteaptă ploi și 32 de grade, iar la Roma 30. La Berlin și Londra se vor înregistra 21 de grade Celsius, iar la Paris cu 3 mai mult. La Varșovia și Belgrad sunt prognozate 18 grade și 19 la Viena. La Praga nu vor fi mai mult de 24 de grade, iar la Budapesta 20. 32 de grade se așteaptă la București, iar la Atena maxima va ajunge la 33 de grade. În capitala Ucrainei vor fi 22 de grade, iar la Moscova doar 20. La Ankara se așteaptă cer senin și 35 de grade Celsius.